Peste 250 de persoane au fost arestate în urma protestelor anti-imigrație care au avut loc în weekend în principalele orașe din Marea Britanie. Protestele au izbucnit după ce, săptămâna trecută, un tânăr de 17 ani a înjunghiat mortal 3 copii într-o sală de dans din orășelul Southport. Potrivit autorităților engleze, protestele au fost alimentate de dezinformările răspândite pe internet, conform cărora făptașul ar fi fost un musulman care a solicitat azil. Poliția a declarat că crima nu este investigată ca un act terorist și că, în realitate, atacatorul s-a născut și a crescut în Marea Britanie, fiind dintr-o familie creștină de imigranți din Rwanda, care s-a stabilit în țară de mult timp. Din cauza violențelor, prim-ministrul Keir Starmer a convocat luni ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Potrivit publicației britanice The Times, printre protestatari puteau fi observați activiști de extremă dreaptă, huligani în căutare de bătaie, precum și localnici care au făcut legătură între imigrație și costurile vieții. Protestele au fost deosebit de violente în orașul Rotterdam, unde peste 700 de manifestanți au asaltat un hotel, despre care au apărut zvonuri pe internet că ar fi un adăpost pentru solicitanții de azil. În timp ce apărau hotelul, peste 10 polițiști au fost răniți. Premierul britanic Keir Starmer a condamnat protestele pe care le-a descris drept acte de violență de extremă dreaptă și a subliniat că bandele de tâlhari care încalcă legea nu reprezintă Marea Britanie. Those that have participated in this violence will face the full force of the law. I guarantee you will regret taking part in this disorder. This is not protest. It is organized violent thuggery, and it has no place on our streets or online. Paralizate de proteste au mai fost și orașele Liverpool, Bristol și Manchester. Protestatarii au lansat asupra forțelor de ordine focuri de artificii, au jefuit mai multe magazine, au dat foc unei librării și câtorva mașini. Presa britanică raportează că se investighează o serie de infracțiuni penale, inclusiv incitarea la violență și discursul instigator la ură. Ministerul britanic de interne a anunțat noi măsuri urgente de securitate pentru protejarea moscheilor. Potrivit Reuters, proteste atât de violente au izbucnit în Marea Britanie ultima dată în 2011, când mii de oameni au ieșit în stradă după ce poliția din Londra a împușcat mortal un bărbat de culoare.